Slăvit să fie Domnul! Dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare, vreau să citesc câteva versete din Epistola către Efeseni, capitolul 4, și anume voi citi versetul 1, 2 și 3, pagina în Biblie 1147. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un timp vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumesc Bunului Dumnezeu care a îngăduit să fim împreună pentru prima dată cu adunarea de aici. Salutul bisericii noastre pentru dumneavoastră este din Iuda, versetul 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos pentru viață veșnică. Eram de acasă pregătit cu un text aici, acum i-am spus la frate Octavian, vreau să predic altceva, din Efeseni, capitolul 4. Eu cred că mântuirea este un parteneriat între Dumnezeu și om, în care Dumnezeu își face partea lui, iar omul trebuie să-și facă partea lui. În care Dumnezeu a făcut partea grea, care nu o puteam noi face, iar noi trebuie să facem partea care ni se atribuie nouă și trebuie să o facem. În Filipeni, parcă 2:12, spune, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți mântuirea voastră până la capăt. Înseamnă că mântuirea are două capete. Un capăt de unde începe mântuirea și un capăt de unde se termină mântuirea. Începutul mântuirii l-a făcut Domnul. Psalmul 40, îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, mi-a auzit strigătele, m-a scos din fundul mocirilor, din groapa peirii, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașa, mi-a pus o cântare în gură, o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Eu eram în fundul mocirilor, din groapa peirii, nu puteam să ies. Am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu m-a scos de acolo și m-a pus pe stâncă. Asta a făcut Dumnezeu. Iar acum vorba fratelui Mitică Coroamă, încântă cântarea, drum bun. O călător pornit spre veșnicie. De acum urmează partea mea, eu să-mi duc mântuirea până la capăt. În Galaterii 1:4 spune că El nu a smuls din veacul ăsta rău, după voia lui Dumnezeu și Tatăl, că nu mă puteam smulge eu, m-a smuls El și de acum eu trebuie să-mi duc mântuirea până la capăt. Nu-mi plac predicile acelea în care se spune că n-avem nimic de făcut. Doctrinar, justificarea, o făcut-o Hristos. Dar noi avem partea noastră, aceea din pert, pocăiță din pert, nu? În 2 Corinteni 7:1 spune, fiindcă avem astfel de făgăduință fraților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Deci spun eu că mântuirea este un parteneriat. Dumnezeu face partea Lui, iar noi facem partea noastră. Când vorbim de desăvârșire, același lucru, nu? 1 Corinteni 2:6, Pavel spune, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți. Pavel predica la desăvârșiți din Corint? Erau desăvârșiți. Dar Petru spune 4:10, a întâia epistolă, după ce vom suferi puțin, El ne va desăvârși. Există o desăvârșire pozițională, începutul desăvârșirii, dacă vreți, o atribuim Duhului nostru. Nu intrăm în detalii. Există o desăvârșire finală, când El ne va desăvârși. Între aceste două desăvârșiri, una la timpul trecut, una la timpul viitor, mai este o desăvârșire. 2 Corinteni 13:11. Fiți tari, întăriți-vă, desăvârșiți-vă. Și asta e treaba noastră. Acum noi trebuie să ne desăvârșim. Dumnezeu să ne ajute. Amin? Spuneam eu, și în procesul iertării de păcate există un parteneriat. Că Dumnezeu l-a dat pe Domnul Hristos, a venit în lume, a murit și prin jertfa Lui suntem iertați. Asta e partea lui Dumnezeu. Dar partea noastră, spunea Petru, Fapte 2:19, pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele.
În Fapte 10 cu 45 spunea Petru, toți prorocii mărturisesc că oricine crede în el, de la 43 la 45, capătă prin credința numele lui iertare de păcate. În Fapte 22 cu 16, Anania îi spunea lui Saul, acum ce stai, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul, fii curățit de păcatele tale. Deci Dumnezeu și-a făcut partea lui, dar eu trebuie să cred, trebuie să mă pocăiesc și trebuie să mă botez. Amin? Doamne ajută! Și mai trebuie să fac un lucru, tot în iertarea păcatului. Marcu 1 cu 11 cu 25, parcă. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați, ca și Tatăl vostru să vă ierte. Să ne ajute Domnul, amin? Epistola către Efeseni spunea cineva că e simetrică. Are 6 capitole și e împărțită drept în două. Primele 3 capitole vorbesc de chemarea noastră. Următoarele vorbesc de răspunsul nostru la chemare. Primele 3 capitole vorbesc de identitatea noastră, cine suntem noi. Următoarele 3 capitole vorbesc de activitatea noastră, ce facem noi. Și trecerea între aceste două secțiuni o face versetul 1 care l-am citit din capitolul 4. Și spune aici, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic față de chemarea care ați primit-o. În 2 Petru 1 cu 10 spunea apostolul, de aceea căutați și întăriți chemarea și alegerea voastră. Să ne ajute Domnul, amin? Amin. În scurt aș vrea să vorbesc de chemarea noastră. Eu voi prezenta chemarea asta așa, în mod graduat. În numele 10 cu 2 spunea Domnului Moise, fă-ți două trâmbițe de argint și cu ele să chemi adunarea Domnului. Prima chemare, chemarea la adunare, chemarea la pocăință. Eu întreb, dumneavoastră auziți trâmbițele astea de argint când sună? Când aveți de regulă în timpul săptămânii seara adunare? Miercurea. Luni și miercuri. Întreb acum, dumneavoastră, miercurea, auziți chemarea că sună trâmbița și-i chemată adunarea? Să se întâlnească aici. Ortodoxi au cloapte, n-am treabă cu ei. Duminică dimineața trag cloapte, oameni buni, începe slujba. Pe noi cine ne cheamă la adunare miercuri seara? Auzim noi? Noi suntem chemați la adunare. Eu am când am fost în Melbourne, acum 7 ani, într-o biserică, nu spun care, am întâlnit o prezență foarte slabă. Și atunci mi-aduc în aminte că în 2 seri am prezentat un studiu, prezența la adunare, l-am numit eu. Un studiu pe care l-am pus pe 4 capitole și în primul capitol am vorbit de motivație. Ce-l făcea pe un evreu să meargă la cortul întâlnirii, la templu sau la sinagogă? Și ce l-ar face pe un pocăit să vie miercuri seara la adunare? Motivația e multiplă și nu intrăm în celelalte capitole. Dar cea mai corectă motivație este plăcerea, fraților. La evrei le plăcea să meargă la întâlnire cu Domnul. Psalm 84, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor, sufletul meu suspină, tânjește de dor după curțile de Domnul, inima și carnea suspină. Vă întreb, vă place adunarea? Și miercurea? Îmi dați voi să vă pun o întrebare, dar nu, nu. Eu vă întreb, dar voi să nu răspundeți. Care nu a fost miercuri a trecută la adunare? Da? Psalmul 27 cu 4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc ferbinte. Aș vrea toată viața mea să locuiesc în casa Domnului. Psalmul 122, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Psalmul 133, iată ce frumos și dulce să locuiască frații împreună. Mai întreb o dată și închei ideea. Vă place la adunare? Și veniți? Și care nu a fost miercuri la adunare, de ce nu a fost? Chiar aveți motive serioase să nu veniți? Eu am mai spus, cu ani de zile în urmă m-am ridicat la noi, sunt dintr-o biserică din sat, că acolo stau, nu pot să spun că stau în București, nu stau în București. În biserica noastră de la țară, unde oamenii se ocupă cu agricultura, ca și mine, am pământ și animale acasă, acum am ținut locul nevasta și copiii, da, o lună când stau aici, cât o boieresc prin Australia, așa, și le-a spus, oameni buni, câțiva patroni, veniți marți și joi la adunare. Și la noi adunarea îi
la rugăciuni, în marța și joia, o adunare de oameni simpli aproape plină. Au fost seri în care joia, au cântat corul și a fost foarte frumos. Dar eu le-am făcut o promisiune. Măi, veniți la adunare și dacă un patron care lucrează în construcții dă faliment că a fost la adunare și îl justifică, spune, frate Dragoș, am fost joi seara de la 7 la 9 la adunare și am dat faliment. Noi luăm bani din caseria adunării și îi punem firma înapoi pe picioare. Încă nu o dat nimeni faliment. Dumneavoastră credeți că dacă veniți miercuri la adunare sărăciți? Nu. O să veniți mai mulți? Fratele, eu când plec într-o lucrare, am o rugăciune. Doamne, dacă prin mine vindeci un bolnav, consiliez o familie, zidesc spiritual o biserică, umpli careva cu Duhul Sfânt, mă duc. Și dacă nu, la ce să ies de acasă? Acum eu aș vrea ca predica mea să vă fie cu folos. Oare este careva din dumneavoastră care îți hotărăște că de acum o să vină mai des la adunare? Este vreunul? Sau ca în Ezechiel, tu ești pentru ei ca un cântăreț iscusit. Să adună cu grămada, să duc și nu fac. Deci eu vreau ca de acum să veniți mai des la adunare, că aveți chemarea asta, cheamă Domnul la adunare. Și dragostea lui Hristos ne strânge, Duhul Sfânt pe noi ne strânge la adunare. Eu când fac programul în marța și joia, așa fac programul ca să nu lipsesc de la adunare. Și o spun în fața dumneavoastră, am ani și ani de zile de când n-am lipsit niciodată de la adunare. Dacă am fost în avion sau, dar în rest nu, și cu mașina dacă sunt și program de adunare, opresc în fața unei adunări, fac timpul de rugăciune și plec mai departe. Oare o să veniți mai des la adunare? Eu nu știu cât veniți la adunare, chiar nu știu. N-am apucat să vorbesc cu iCloy încă. Și nu știu de la ei. Am așa îndemnul ăsta, vă spun, fraților, veniți mai des la adunare, amin? E prima chemare. A doua, Roman 12 cu 7. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Care e slujba dumneavoastră? Eu sunt penticostal, născut din penticostal, cu părinți penticostal, cu bunici penticostal, cu bunic condamnat la Cernăuți 25 de ani de pușcărie. Mi-mi place, eu merg la stăruință și le spun tuturor, măi, oameni buni, Duhul Sfânt nu e un butoi gol care face gălăgie trei seri, strigăm, transpirăm și după aceea nu se mai cunoaște, nu. Duhul Sfânt când îl dă Dumnezeu, ne așează într-un loc undeva, ne dă un dar, nu? 1 Corinteni 12 cu 13. Noi toți în adevăr am fost botezați de același Duh ca să alcătuim un singur trup în Hristos. Fie rob, slobă, barbar, schit și așa mai departe, da? Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Când Dumnezeu ne-a primit în adunare, ne-a inclus prin acel botez corporativ, mi-a dat un loc, mi-a dat o slujbă mie, nu? Versetul 18 spune în același Corinteni 12, astfel că El a pus pe fiecare cum a vrut. Slujbele în adunare le dă Duhul Sfânt, fraților. Spuneam într-o adunare, eu am copii foarte cuminți și pocăiți și botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, ăia mai mari, că ăia mici încă nu. Și au fost niște făgăduinți la Duhul Sfânt, că avem niște tineri extraordinari acum, niște, că voi lucra cu tineri de aici, voi da daruri. Și m-am spus, Doamne, de la băieții mei, de la fata mea e așa de pocăită. Și Domnul odată a făcut între fetele noastre prorociță, dar nu a făcut femeie. Când s-a ridicat o tânără într-o seară, a început să prorocească, trece o fior prin tine. S-a ridicat o tânără alături, Domnul mi-a arătat vedenie. Și de la Domnul s-au autentice verificate. Dar locul în adunare îl dă Duhul Sfânt, fraților. Tu știi care e locul tău în adunare? Știi la ce te-o cheamă Dumnezeu? Când vorbim de slujbă, trebuie să ne știm fiecare locul, să fim mulțumiți de El, 1 Timotei 1 cu 12, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a găsit vrednic și m-a pus în slujba Lui. Trebuie ca darul meu să fie recunoscut de biserică, degeaba spun eu că am dar, dar biserica nu-l acceptă, da? Și trebuie să rămân statornic. Spuneam într-o biserică aici în Melbourne, că în Ioan 13 spune că Iisus, care știa că i-a venit ceasul să plece din lumea aceasta și pentru că iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Când te-a chemat Domnul la o slujbă, ține-te, Domnule, de slujba aceea. Și aici în Australia este o fată, la tata căruia, la această fată, am avut o experiență cu el. Noi aveam un cor, cor mixt, am auzit că e aici, aș vrea să-l aud și eu cântând, mă bucur, îmi place cântarea în cor.
Dar cântările la noi de o vreme nu prea mergeau. Nu era interes la repetiții, se lipsea, unii aveau statut de vedetă, că ea e bună, că el nu știu ce. Dirijorul mi-a spus, domnule, nu mai merge corul ăsta, ies, dau de mână una și îi cântă alta. Și spuneam eu, oricât de drag ți-ar fi un om, după ce a murit în îngrop, că miroase. Și m-a ridicat, am spus, fratele meu, tare mi-e drag corul. Dar la noi corul e mort și miroase și începând de azi declar că nu mai avem cor. Frate, s-a un pic s-a tulburat, a venit bătrâne la mine, dar mie îmi plăcea corul. Și am spus, măi, vrei să facem un cor, dar cei care vor? Și am adus un frate dirijor străin și-a probat câțiva și atunci știu că o dat vreo 50 afară din cor, care erau intrați așa cu arcanul ca la oaste. O dat vreo 50, mă rămăsesc în vreo 100 în cor, că eram mulți așa. Dar au venit la mine fratele Gheorghiță Mirăuț și mi-au pus mâna pe umnă și a spus, drăgușel, în 1964, când am înființat cor în adunare, asta tu erai așa un băiețel. Eu de atunci până azi cânt în cor, un basist profund. O să că cântările astea noi nu prea le pot învăța, așa cum eu n-aș putea învăța cântările voastre. Nu cred că aș putea învăța o cântare, ți-ați cântat. Dar acele vechi care le știu, păi nu trebuie alt basist lângă mine. Te rog un lucru. L-a rugat pe Dumnezeu să mă lasă să cânt în cor până la 85 de ani. Dacă Domnul mă lasă, mă lasă. Și tu? Am început a plânge, cântă, frate. Și-o cântat până în aproape 85 de ani. Și-o venit la mine într-o duminică, cu drăgușelul, mă dau jos, sunt băieți tineri, să mai cânte ei. Și-o trăit până spre 90 de ani. Băi, așa i-a plăcut cântarea în cor. Dar de ce unii predicatori nu mai vor să predice? Unii băieți care s-au frați, care dau un demn, nu mă pune că nu dau un demn. Unii care au cântat la pian nu mai cântă, unii care au cântat la cor nu mai vin. De ce? Cine-i chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Oare se va redresa vreunul în seara asta? S-ar putea să nu aveți oameni, iertați-mi expresia, moftoroși, spune în Bucovina, care e dificil de lucrat, când cântă, când nu cântă, când vine la adunare, când nu vine, când dă un îndemn, când face semn, când nu dă. Păi cine-i chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Amin? Amin. Știi care e slujba ta? Ei, aici mai am eu un gând, că spune în trupul lui Hristos, Duhul spune mai face un lucru. Elimină complexul de inferioritate. Ăsta îl elimină. Piciorul nu poate să spună, fiindcă nu sunt mână, nu sunt trup. Nu. În Roman 12 cu 3 spune să avem simțiri cumpătat, potrivit cu măsura de credință. Și explicam eu când am început să predic, nu știu nici acum dacă predic așa de bine, dar am fost la o mormântare și m-a pus fratele de acolo, că la mormântare asta vor vorbi trei frați. Primul frate, fratele Viorel Candreanu, îl cunoașteți? Al doilea, Dragoș Croitor, și al treilea, Virgil Neagă. Când m-am văzut între Candreanu și Virgil, spuneam la frați, ăștia uriași, predicatori, cu Biblie în mână, eu parcă trecem prin cheile pe cază, eu mic și ăia mari. Am vorbit vreo 5 minute, m-am bâlbâit, am trecut la loc și mi-a spus, măi, cred că asta e mândrie la mine. Că eu m-am comparat cu Candreanu și cu Virgil și am văzut că predic mai rău ca dânsă. Dar cine m-a pus pe mine să fac un curs de predice? Că Domnul când a împărțit talanțe la unul, da 10, la unul 5, la unul 1. Mie mi-a dat un talent. Păi ce vin am eu că la ceilalți da câte 10? Credeți că voi, că eu n-aș vrea să predic mai frumos? Aș vrea să predic mai bine și mai frumos. Nu pot, na. Atât am dat un talent. Dar predic de un talent, că dacă nu predic, știi ce face Domnul? Mi-l ia și îl dă lui Virgil Neagă. Că așa scrie în Biblie. Îi se ia și dă lui ceilalți. Ăsta să predice de 11 și eu de loc. Nu-mi convine. Și atunci, eu predic de un talent și nu fac concurs cu nimeni de predică. M-a pus să dau un îndemn de rugăciune, îmi spune 5 minute. 5 minute. N-am complexul ăsta de inferioritate, nici el de superioritate. Trecem mai departe. Domnul ne-a chemat la adunare, ne-a chemat la slujbă, e mai important, Romani 1 cu 7, către cei chemați ca să fie sfinți. În definitiv, Domnul ne-a chemat în Melbourne la adunare ca să fim sfinți. Amin? Eu am văzut chemarea la sfințenie ca o șuviță cu mai multe fire, așa. Din mai multe chemări, mai mici, face o chemare mare, numită chemarea la sfințenie. Galateni 5 cu 13. Voi ați fost chemați la slobozenie.
Dar atenție, nu faceți din slobozenie aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Biserica Domnului, biserică botezată cu Duhul Sfânt, nu mai aveam treabă nici cu legea, noi suntem chemați la slobozenie, nu intru în detalii, că e frumos de vorbit aici. Dar nu facem din asta o pricină să trăim pentru firea pământească. În Cartea Judecători spune că nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea. Așa scrie. Bun, dar nu era dalea legii, nu era Dumnezeu, nu a fost Sinaiul, nu a fost pedeapsa pentru păcat. Cum făcea fiecare ce-i plăcea? Eu am spus, în cadrul acelei slobozine. Eu am aplicat asta la mine. Eu am mai mult copii și i-am spus, doamna, băieți, azi fiecare face ce vrea. Care vrea să meargă la porumb, merge la porumb. Care vrea să meargă la cartofi, merge la cartofi. Care vrea să meargă la vite, să curăță, să meargă la vite. Faceți ce vă place. Dar nu le-am spus care vrea pe calculator, nu? Nici nu le-am spus care vrea joace fotbal, nu? Că azi e zi de muncă. Ei, cam așa și în adunare. Noi suntem chemați la slobozănii, adică poți să te rogi și mai lung și mai scurt, poți să cânți o cântare, poți să cânți două, poți să stai un ceas în rugăciune, poți să stai două acasă, poți să citești o noapte în Scriptură, e slobod, nu? Dar nu pentru firea pământească. Nu poți să vii îmbrăcat la adunare cum vrei tu, că e slobodnă. Nu. Vii așa cum spune Scriptura. Nu poți duminica să faci grătare când adunarea e aici. Nu, nu-i voie. Faci. Noi suntem chemați la slobozenie, dar nu facem ca să trăim pentru firea pământească. Coloseni 3:15. Și pacea lui Hristos la care a fost chemat, a doua chemare, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Noi suntem chemați să trăim în pace. Diavolul vine cu ceartă, dar noi suntem chemați la pace. De ce ne certăm noi câteodată când chemarea noastră e la pace? Efeseni scrie aici, după cum și voi ați fost chemați, versetul 4, la o singură nădejde a chemării voastre, noi suntem chemați la unitate, o altă chemare. Noi suntem chemați ca să fim una, fraților, în Domnul. Amin? De unde dezbinări? De ce partide? De ce certuri, răzvrătiri, când chemarea noastră la unitate? Petru 2:21. Și la aceasta ați fost chemați, adică să suferim pentru Domnul. De chemarea la sfințenie e ca o funie împletită, din mai multe juvițe. Chemarea la slobozenie, la pace, la unitate, la suferință. Când o șuviță din asta se rupe, toată funia e în pericol. Chemare. Și acum răspunsul nostru la chemare, da? Care e răspunsul nostru? Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea care ați primit-o. Am amintit, sunt multe chemări. Chemare la pocăință, chemare la slujbă și chemare la sfințenie. Care e răspunsul meu? Și vine Pavel și spune foarte clar. Să vă purtați într-un chip vrednic. Vrednicia îi răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Sunteți vrednici de chemările astea? Că dacă te-a chemat Domnul la o slujbă să fii proroc și tu nu ești vrednic, dacă te-a chemat să fii cântăreț, dar nu ești vrednic, păi cum îți duci tu mântuirea până la capăt? Care-i partea ta din ecuația a mântuirii? Partea noastră se cheamă vrednicia. Și le-am pus așa pe domenii ca să fie mai ușor de ținut minte. 1 Corinteni 7:25, ca unul care am primit de la Domnul harul, să fiu vrednic de crezare, da? 2 Timotei 2:2, și ce ai auzit de la mine încredințează la oameni de încredere. Primul domeniu în care trebuie să fim vrednici, trebuie să fim oameni vrednici de încredere. Suntem oameni vrednici de încredere? Da? În administrația financiară, da? Spune Pavel în Corinteni 16:3, și când voi veni, voi da epistole de însoțire sau voi merge eu cu aceea pe care biserica va socoti vrednici să ducă darul la Ierusalim. La Ierusalim era foame. Aia din Corint o strâns ajutoare, tiruri cu ajutoare, tiruri în ghilimele. Și au spus, cine merge cu ele? Și biserica s-a uitat, măi, niște oameni vrednici. La împărțit ajutoare trebuie oameni vrednici?
În administrația financiară, materială, trebuie oameni vrednici? Ce suntem? Când a venit revoluția era mare. Nu a venit tirul ca la alții, dar a venit. Și m-am uitat peste adunare și am început să plâng că unii nu erau vrednici de încredere. Unii la care am învățat pocăința nu au mai fost vrednici de încredere. Predica odată un frate păstor și a spus, la Roma, sângele meu s-a unit cu al lui Petru și al lui Pavel, am fost bătut pe străzile Romei. Băi, m-am uitat la el, zic că ăsta e sfânt, ăsta e Romei. O luat bătaie cum unde o luat Petru și Pavel. Și când am ajuns la Roma, am întrebat, băi, frate, ce au luat bătaie? Zic, băi, au luat o bătaie în Roma. Zic, da, de ce? Azi că mai fost odată și-o dat niște bani, niște băieți să-i duc acasă. Și el nu a dat la nimeni niciun ban. Și când am dat două oară, ăștia mai nipocăi să trați, bă, două capaci. Bă, păi nu mai era erou, gata, o scăzut în ochii mei. Băi, eu trebuie să fiu om vrednic de încredere. Ăsta e răspunsul meu la chemarea lui Dumnezeu. M-a chemat la pocăință, mi-a dat darul, m-a chemat la sfințenie. Dar eu trebuie să fiu om vrednic de încredere. În administrația financiară, am mai spus, am lucrat 35 de ani ca mecanic locomotivă, șofer pe tren. Colegii mei la o tură de serviciu făceau un salariu, că furau motorină. Veneau mascați, jandarmi, ca să-i prindă și nu-i prindeau. Îi da la ziar, îi da la știri, hoz de motorină. Eu în viața mea n-am vândut motorină de niciun leu. Și nu sunt chiar rahitic, uitați-vă la mine. Am trăit bine. Dar odată mi s-a întâmplat că am fost dus la o anchetă. Nu mi-au ieșit 123 de kilograme de motorină, erau 7 anchetatori, ingineri, toți tehnicieni, puneau întrebări și au venit directorul cel mare. Spune, ce faceți, domn croitorul? Uite aici cu motorina nu-mi iese. Și ăla pune ochelare, se uită la tăți. Băi, voi n-aveți de lucru, de-a te-ați drum la lucru. Hai, plecați la lucru. Hai, pisecți. Și eu spun spiteți. Și la plecare spune, omul ăsta nu fură motorină. Eu m-am bucurat. O plecată, eu da mâna cu mine, domn croitor. Eu ascult pe internet toate predicile tale. Tu n-ai cum să furi motorină. Acum eu ipotetic vorbind, da dacă la o săptămână mă prindea și mine cu două canistre. Unde era pocăința mea? Dar eu sunt vrednic de încredere, nu? Păi eu intru în orice casă de australian să aibă dolari și aur, eu nu iau nimic, nu? Eu lucrez la patron, am cheie la magazin, iau material, le pun apoi, dar eu nu fur nimic, nu? Păi dacă furi, cum ești vrednic de încredere? Că în administrație financiară, noi trebuie să fim vrednici de încredere. Nu vă niciun ceas, fraților. La dumneavoastră ai speriat. Uite acolo, gata, unul. În administrație financiară, noi trebuie să fim oameni vrednici de încredere. Amin? Parcă în Isaia 8:2 spune că am luat cu mine doi martori vrednici de crezare. Da, pe Zaharia și pe Urie. Pe Urie, fiul Zaharia și pe fiul Berechia. Adică eu sunt vrednic de crezare în afirmațiile pe care le fac. Eu sunt martor vrednic. Eu dacă spun că duminică dimineața la 9 fără un sfert sunt la adunare, o să mă vedeți la adunare. Eu nu vin la 9:30. Sau când e program, dacă la 9:30, apoi la 9:15 aici, nu vin la 10. Că doar noi am hotărât programul și noi suntem oameni vrednici de crezare. Așa am hotărât și așa mergem, nu? Albul e alb și negru e negru. Da, e da și nu, nu. Ce peste asta de la cel rău? Păi cum să spun minciuni? Mi-aduc aminte, eram pe genunchi, mă rugam și Duhul Sfânt îmi spune predică, îi spune minciună. Zic, Doamne, am așa niște gânduri, dar n-am o predică. Și în secundă următoare am primit o predică despre minciună. De la originea minciunii și până la răsplătirea minciunii. Păi nu se poate, frate, o pocăi să spune minciuni, nu? E, că am scăpat, dar de unde e scăpat, nu? În Ioan 8:44 spune că El e mincinos și tata minciunii. Da? Copilul nu are numai tată, copilul are și mamă. Dacă diavolul e tata minciunii, mama cine? Mama ești tu. Că te-ai unit cu diavolul și ai născut o minciune. Și o să mergeți împreună, nu? Nu intrăm în predica de minciună. Dar eu sunt un credincios vrednic de credință. Vrednic de crezare. Dacă îți spune acolo în 2 Corinteni, parcă 4:2, ca unii care ne-a lepădat meșteșugirile rușinoase s-a ascuns, noi nu spicăm cuvântul lui Dumnezeu, așa, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu.
Deci eu când predic acum și vă spun un exemplu, credeți-l, fraților, nu l-am citit în ziar, nu l-am auzit pe internet, nu, eu spun ceea ce știu. Cum a spus apostolul, ce am văzut cu ochii noștri, am auzit cu urechile, aceea vă spunem noi. De ce atâtea exagerări în predică? De ce predicator care predică și stai să te gândești, bă, o fi drept ce spune omul ăsta? Dar noi am lepădat meșteșugirile rușinoase ascunse, nu stricăm cuvântul, nu umblăm cu viclenie, ci noi arătăm adevărul și ne facem vremni să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Amin? Îmi spunea odată un frate, bun predicator de la noi, era un priveci, conducea o seara de priveci și spune, măi, la situația aceea mi-am adus aminte de o istorioară și am spus că ar merge bine ca exemplu. Și am vrut să o spun, dar am uitat. Și că după mine a venit un alt frate care nu era acolo. Și a venit și în timpul predicii a spus istorioara aceea. Dar o spus-o altfel. Și eu mă gândeam, da, dacă o spuneam și eu mai înainte altfel, și el o spunea altfel, ce credeau oamenii ăștia? Deci noi în predica noastră, în arătarea adevărului, ne facem vredni să fim primiți de orice cuget omenesc. Când noi spunem adevărul. Amin? Primul domeniu al vrednicii noastre, vrednic de încredere. Asta e răspuns la chemări. Dumnezeu ne-a chemat, ne cheamă la pocăință, ne cheamă la slujbă, ne cheamă la sfințenie. Răspunsul meu e vrednic. Doamne, eu sunt un om vrednic de încredere aici la Melbourne. Nu? La Perth unde sunteți. Dacă îi spun că la ora 7 mă întâlnesc cu tine, păi la 7, frate, nu? Mă, azi când mă întâlni la 8. Asta nu e pocăință. Hai să luăm al doilea domeniu. Parcă în Tit scrie, în capitolul cât? Tesaloniceni, a doua, 3:9. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Aici nu e vorba de darul lui Duhului Sfânt. Aici e vorba de muncă. Că în Tesalonic erau unii care nu munceau. Îi spunea că vine Domnul. Și Pavel a spus, dacă vine Domnul, ce mâncați? Cine nu muncește, nici să nu mănânce. Ce dacă vă prinde venirea Domnului flămând? Dar ei mâncau bine, niște pântecelieni, niște spuneau așa, dar de făcut treabă nu făceau. Și Pavel a spus, eu am lucrat cu mâinile mele și noi înșine v-am dat o pildă vrednică de urmat. Asta înseamnă hărnicie. Să ne ajute Domnul, amin? Aici în Australia se lucrează foarte lejer. Însă a doua oară, v-am citit așa, unii sunt foarte harnici, lucrează, unii sunt foarte comozi. În Perth n-am întâlnit încă niciunul comod. Dar în altă parte am întâlnit oameni comozi care nu lucrează, că am timp, frate, să lucrez. Ei, aici eu văd două extreme. Unii sunt din aceia habotnici de lucru, care lucrează dimineața până seara, un job dimineața, spuneți voi, unul seara, îl vezi numai salopetă, numai cu cască în cap, de protecție, n-are timp de adunare, n-are timp de familie, de copii, de suflet, de Dumnezeu. El a venit să facă avere, nu a venit să facă proroc în Australia. Și asta e o extremă greșită. Eclesiastul 2:11 spunea că asta e o deșertăciune, oameni buni. Asta trec toate, o deșertăciune. E ceva rău. Sunt din ăștia așa, lacom de avere aici, în Perth. Nu sunt, ce bine că nu sunt. Sunteți o adunare tare pocăită. Domnul să vă binecuvinteze. Am mai povestit asta. Am fost în Cicenier, fratele Cornel Bursar m-a trimis până în Uisdor la fratele Diaconescu. Dar mă prelucrează și îmi spune, dragul, șoferul care te duce, ține sâmbătă, ai grijă. Și eu spun, las că-i scot eu sâmbătă din cap. Și mă uit prin Evrei, capitolul 4, odihnă, sabat, gata. Omul cu minte, mai cu minte ca mine. Mă duce cu mașină, am vorbit ceva, eu tot băgam la sabat, știi? Dar el s-o uită la mine și spune, ți-a spus fratele Cornel că eu sunt sâmbăta? Zic, mi-a spus, na, cum să spun că nu mi-a spus? Zic, frate Dragoș, îți spun eu cum sunt, nu condiții de mântuire, nu. Dar în vechime, sabatul era odihnă pentru trup. Noi acum, în Noul Testament, Evrei 4, spunea el acum, avem odihnă pentru suflet, odihnă în Domnul, dar trupul nu obosește? În Noul Testament, pocăiții nu obosesc? Și atunci ce fac eu cu trupul meu?
Și eu având firmă și având copii mai mulți, îmi spune el mie, stau departe de adunare, duminica îmi bracă copiii, du-i la adunare. La amiază mai am sau nu am un musafir, îi duc până acasă, îi schimb un pic, iar du-i la adunare. Eu duminică seara sunt mai obosit ca de pe șantier. Și atunci am hotărât și de o bucată de vreme sunt sâmbătă. Adică, sâmbăta e pentru mine și familia mea. Uscă am un balansor și mă pun cu nevastă, că două ori mă dau un balansor. Mă întreba, e păcat? E păcat? Nu știu, na, nu. După ce mă joc cu copiii, că fac un grătar, mă bărberesc, mai citesc în Scriptură, că mâine am o zi grea, că mâine e duminică. Și mă întreabă, na, e păcat? Este? Măi, m-am tot gândit. La mine sâmbătă să faci treaba. Am copii în facultate, în liceu, în școala generală. Sâmbătă le dau convocarea. Sâmbătă facem asta, că i-am pe toți, na. La dânsul sâmbătă era sabat. Mă duc înapoi și Cornel mă întreabă, bă, ce-ai făcut cu asta? Ce am făcut? Am trecut și eu la sâmbătă. Asta e o extremă de oameni lacom de avere. Rețineți, n-ai timp de adunare, n-ai timp de copiii tăi, n-ai timp de sufletul tău, n-ai timp de părtășia cu frații, că tu ai venit în Australia să faci avere. Într-o zi spunea în 2 Petru capitolul 3, cerul și pământul vor trece, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce pe el va arde. Eu sunt aici să vă spun că într-o zi Perth va arde. Mai crede careva ca mine? Așa spune Biblia și eu. Se va întâmpla un cataclism cosmic, un accident, ceva, nu știu. Că Dumnezeu e suveran și va arde trupurile cerești, galaxia noastră, Calea Lacteie. Și va arde poate și Andromeda și norul uriaș al Magellan și universul ăsta, că așa spune Biblia. Și va arde și ce e adunatul. Asta e o extremă la oameni care nu se țin de adunare, de familie și de casă. Extrema cealaltă sunt leni și care nu lucrează. Predicam odată la o adunare, la o căsătorie și cineva spune, băi, Mirele are 20 și n-are bani, n-are casă, n-are mașină, nici nu prelucrează. Și i-am spus Proverbii 6:6, leneșule, du-te la furnică. Și i-am spus, băi băiete, eu eram predicatorul și el era Mirul. Deci fii atent, du-te la un moșuroi de furnici și dă cu piciorul așa în ele. Și dacă ai să vezi o furnică că stă așa ea, la amiază, nu mai lucra, eu te țin de mâncare toată viața. Eu sunt de la țară, încă n-am văzut o furnică să doarmă așa. O extremă să ia leniși care nu lucrează, o extremă ia habotnici și lacom de avere și nu-i bună niciuna. Eu merg pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Amin? Să ne ajute Domnul. Vrednici în gospodărâri. O altă vrednicie e din Ioan versetul 6, să te porți într-un chip vrednic cu ei în epistolă. Pentru că a fi vrednic înseamnă să ajuți pe altul. Noi n-am venit în pierd după bani, stați liniștiți, nu vă împruntați. Eu sunt bogat și am bani și am cu ce trăi. Pe fratele Octav m-a întrebat cineva pe avion, eu am spus că te-am luat așa, dar cum de umbli atât, pentru ce? Și Octav a spus, cum umblu să-mi cheltui pensia? Eu am întrebat, dar ce pensie aveți? Și nu au vrut să-i spună. Și eram cu fratele Bodărleu și vă spun, noi trebuie să cheltuim în toată ziua ca să terminăm pensia. Încă în luna februarie, când e luna scurtă, aproape că nu o poți termina. Noi avem cu ce trăi, fraților. Deci n-am venit aici. Dar acolo Dumnezeu are nevoie și de ajutorul tău, să știi. Dumnezeu, uite, azi am fost cineva, o soră de aici, în adunare, nu o văd. Așa, frate, vreau să ajut în vasul lui, da? A sunat un frate din țară, nu mă ocup eu, este om care se ocupă. Eu am fost în America cu fratele Octavian, în 4 adunări mi-au făcut strângere, fără să ne întrebe. Eu le spuneam la început, nu, eu sunt bogat. Și le-am spus, frate, nu eu niciun dolar pentru mine. Dar dacă mi-i dați și dau la săraci cum în două mâini, eu cu frate ne așteaptă. Ei, un om vrednic e acela care îngrijește de casa lui și care face un ajutor și pentru cel sărac. Și tot la vrednicie am mai pus eu încă un lucru. Isaia 55:2. Tot în administrația asta materială, gospodărească. Pentru ce cântărești argintul tău pe un lucru care nu satră? Adică eu am spus că în Proverbe 10:16 parcă spune cel neprihărit își întrebuințează câștigul pentru viață, dar cel păcătos pentru moarte. Când stai la o casă, la un magazin, eu am făcut experiența asta. Eu mă uit la o pocăită ce are în coș și îmi dau seama cât e de pocăită.
Că trecea acolo o soră cu orez, cu două pachete de pampers, cu ulei, cu zahăr. Și a spus, măi, nu o cunosc, e o femeie pocăită, are o casă de copii. O trecut alta, numai pensuri, numai din astea produse de cosmetice, o glinjoare, pieptănașă, zic, asta e problemă cu dânsa. Știi? Trecea unul cu o mașină de spalat, o care a sudat atât, trecea altul cu o plasmă mare, așa o ducea să n-o spargă. Și eu mă uitam așa cam cât e de pocăit fiecare. Sora mea, mai mare ca mine, era în oraș, la Kaufland, și se întâlnește cu o soră pocăită din Suceava care lucrează în Italia și a venit cu bărbat. De unde bărbat? Nu știu. Și avea înainte de sărbători multe pus acolo, dar avea niște sticle cu bere și mai avea niște sticle, sora mea, că nu știu. Aia când a văzut-o pe sora mea, sta de vorbă că ea și tot lua sticle și le culca. Le punea așa culcat și a pus ceva pe ele. Ăla nu cunoștea pe sora mea, se uita mânios și o punea sticle înapoi în picioare. Și le punea în picioare, se uita la nevastă, ce e asta? Păi un pocăit nu-și dă banii pe ceva ce nu satură și nu hrănește, nu? Apropo de băutură, spuneam că fratele Moloci, care îl știu, care am fost în trecut, 70 ceva de ani, era la adunare și a vrut frață să facă schimbi programul. A spus, dacă aveți întrebări din Scriptură, trimiteți un bilet și fratele vă răspunde. Și el bătrân și nu vedea bine, a luat un bilet și îl citea, și că un bețiv întreabă dacă e voie de băut beri fără alcool. Zic, cine a scris biletul ăsta? Dar nu mai răspuns nimeni. Dar el trebuia să spui că un frate, știi, un frate, că doar, dar el nu știu, tot că un bețiv întreabă că doar un frate nu întreabă asta, nu? Un om plin de Duhul Sfânt cu daruri interesat dacă poți să bei fără alcool. Sunt la voi, frați, care beau? Aici îmi pierd? Fraților, hai să ne pocăim, frață. Dumnezeu să ne ajute, amin? Un om, Biblia spune în Efesien, nu vă îmbătați de vin, aceasta e destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh, să vă umpli Domnul de Duhul Sfânt. Asta e o vrednicie a noastră, vrednicie ca în domeniul încrederii, oameni de încredere, în lucrurile materiale și probabil am să mă opresc din predică. Mai sunt și alte domenii în care trebuie să ne dovedim vrednicia, dar timpul trece. Ce am vrut eu să vă spun? Mântuirea este un parteneriat în care Dumnezeu își face partea Lui, iar noi ne facem partea noastră. În procesul mântuirii, în chemarea noastră, Dumnezeu ne-a făcut câteva chemări extraordinare și ne-a făcut nou, poate la alții nu. Pe mine Dumnezeu m-a chemat la pocăință, de mic copil. Dumnezeu m-a chemat în slujbă și Dumnezeu mă cheamă să fiu sfânt. Eu trebuie să răspund la chemările astea și trebuie să răspund cu vrednicie, să fiu un om vrednic, să fiu vrednic în lucrurile materiale, să fiu în Matei 3:8 spune, faceți mai întâi roade vrednice de pocăință, și aici nu intrăm în detalii, da? Pentru că în pocăința noastră trebuie să dăm dovadă de vrednicie, da? Ăsta e răspunsul meu la chemarea lui Dumnezeu și aș vrea ca Domnul și pe voi să vă binecuvinteze. Și din versetul 1 am învățat sau am vrut să învățăm că noi trebuie să răspundem la chemarea lui Dumnezeu. El ne-a făcut chemarea, noi răspundem și răspundem cu vrednicie, adică cu pocăință. Amin? Fraților, scrie în Apocalipsa, ei vor umbla cu mielul pentru că sunt vrednici. Nu vor umbla toți acolo cu mielul, numai aia vrednici. La binecuvântarea fiilor săi, Iacov s-a uitat la Ruben și a spus, Ruben, întâiul meu născut, întâiul puterii, pârga puterii mele, întâiul în vrednicie. Tu nu vei mai avea întâietate. Ruben era întâiul în vrednicie, dar și-a pierdut vrednicia. Știți păcatul Ruben, da? Ai spurcat patul tatălui tău. Și Simeon și Levi sunt frați, săbii lor, unelte ale Iuirii. Dar vine Iuda, Iuda, tu vei primi lauda fraților tăi. Băgați de seamă că vrednicia care ne-a dat-o Domnul se poate pierde. Dumnezeu să ne ajute să trăim pocăința. Amin.